Paul are un plan. Într-o zi să avem aici o posibilitate să venim cu ceva bărci mari sau cu caiac sau plută și să-l punem acolo unde se vede cotitura aceea și să venim în jos, în jos, în jos. Până trecem de aici, trecem și de acolo și ajungem până la Sâmbăteni. Dar el nu vrea să oprească la Sâmbăteni, vrea să ajungem la Arad. Da, perfect. Dacă ne uităm la casa cea mare acolo, care e cu triunghi, așa, sunt niște stupi de albine. Și dacă te uiți atent, Solomon James, dacă am avea un long view, am vedea albinele cum merg la fabrica de miere. Puteam mânca miere de albine, miam, miam, cu unt și cu pâine moale. Mai ții minte cum făceam noi tehnica noastră, cum mâncam pâine cu unt și cu miere? Sper că fratele Cristian, care ne-a învățat să mâncăm așa ceva, își amintește de plăcerea de a mânca pâine moale cu miere. Și acum Solomon James, coborând la vale, și-ți amintești ce greu urca bunicul la deal. Acum la vale e ușor. Numai pui piciorul în față și cobori. Dar dacă ar fi să venim cu tine, când am venit cu tine, există pe partea cealaltă o cărare care e mai ușor accesibilă și mai frumos de călătorit. Știi? Atunci să venim, atunci o să poate ne amintim de povestea lui bunicul Florian și călătoria lui cu cei doi cavaleri pe care soarele îi arde pe umeri și pe bunicul la fel. Și acum, dacă Domnul Iisus ne ajută, mergem la Arad cu mătușa Mărioara și cu bună, cu mama bună. Uite așa. Vă dorim o zi plăcută.